În cadrul celei de-a 8-a ediție a Zilelor Credinței și Culturii în Caraș-Severin, Centrul Eparhial din Caransebeș a găzduit astăzi Simpozionul Internațional Taine și Mărturisire. Evenimentul a fost deschis de grupul psaltic al Episcopiei, care a interpretat piese dedicate anului euharistic și sfinților martiri brâncoveni. În continuare, ierarhiei bisericii noastre, cadre didactice de la facultățile de teologie din țară, cercetători și istorici, au susținut prelegeri legate de anul omagial euharistic și anul comemorativ al sfinților martiri brâncoveni, dar și de aniversările pe plan local, împlinirea a 20 de ani de la reîntemeierea Episcopiei Caransebeșului, 80 de ani de la întronizarea episcopului Vasile Lăzărescu și 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. Eparhia Caransebeșului a fost implicată în acest război, fiind păstorită în vremea aceea de Miron Cristeac și, sigur, foarte mulți preoți au fost implicați, peste 450 de preoți implicați în tot ceea ce a însemnat Marele Război. Așadar, ne-am bucurat aici la Caransebeș împreună cu încă 7 ierarhi ai bisericii noastre ortodoxe și foarte mulți profesori de teologie, foarte mulți cercetători care au venit cu multă bucurie la invitația noastră ca să participe la acest simpozion. Nădăjduiesc că acest simpozion, care se va prelungi din an în an în această perioadă frumoasă pascală, în lumina Duminicii Învierii și a Duminicii Tomei, va fi cu adevărat o revelație peste timp, un reper spiritual, teologic, pastoral, misionar, liturgic, de ținută excepțională. Iată, anul acesta am prezentat un scurt medalion închinat episcopului de pioasă amintire Emilian Birdaș. De ce? Pentru că el este primul episcop al nou reînființatei Episcopie a Caransebeșului, un ierarh deosebit, un ierarh misionar, un ierarh patriot care a înscris și la Alba Iulia și la Sibiu unde a fost vicar și apoi aici la Caransebeș, pagini luminoase în istoria bisericii. Am prezentat o prelegere intitulată Sfinții Martiri Brâncoveni, viață și jertfă pentru biserică și Dumnezeu. Este folositor pentru noi cei de astăzi să vedem cum o familie creștină poate fi numeroasă atunci când dragostea față de Dumnezeu și față de om există, când dragostea dintre soții are conotații creștine și mai ales tatăl și mama înțeleg că nașterea de prunci reprezintă cel mai mare dar de la Dumnezeu. În același cadru au fost lansate cele două volume ale lucrării Marele Război în memoria bănățeană. Am adunat 26 de texte, 25 în primul volum, unul în cel de-al doilea volum, care este și cel mai întins, de peste 600 de pagini, texte care sunt reprezentative pentru modul cum au văzut, au interpretat oamenii din Banat Marele Război. Fie că au fost pe front, au fost martori la evenimente, fie din spatele frontului, mai ales că Marele Război pentru bănățeni ca și pentru transilvanieni a durat mai mult. A început în 1914 și s-a terminat abia în 1919. Tot acum a fost lansată monografia Gheorghe Dobreanu 1911-2001. Evenimentul s-a încheiat cu vernisarea unei expoziții cu fotografii din istoria Episcopiei Caransebeșului.